Eu toată viața mea până acum am crezut că dumneavoastră v-ați cunoscut cu Constantin Măgureanu la ansamblu. Nu. Cum v-ați cunoscut cu Constantin Măgureanu? El fusese la ansamblu vreun an jumate, doi să zic, pe vremea directorului Vitor Tița. La Gorj? La Gorj. La Gorj. Fusese la Craiova, după care da, a venit la Gorj. Da. Și eu cântam în restaurant și el l-a întrebat pe maestru Ghiocel. Băi, maestri, ăsta îi zicea lui, îl poreclea înaltul și împăratul. Așa îi zicea Ghiocel lui. Înaltul împărat. Înaltul împăratul, înaltul. Și ăsta se duce și zice, măi, maestri, te întreb și eu ceva. Mă, în Gurjul ăsta, ăsta e vestit, Gurjul ăsta e zonă folclorică vestită, bă, de cele mai tari cântărețe posibile, voci da, care s-au în Gorj, de aici au plecat, Maria Lătărețu, Maria Ciobanu, Fioftea Lăcătușu, Maria Apostol. Și mă, la ora actuală, mai e, mă, vreo cântăreață așa care să cânte dumnezeiește, Gorj cu tare. Bă, băiatule, e una, dar nu e la ansamblu. Păi și unde e? Bă, cântă la Gorj Hotel. Dacă vrei, te duc într-o seară să s-o asculți acolo. Și au venit într-o seară, s-au așezat la masă acolo. Eu nu-l cunoșteam. Nu știam cine sunt angajații doinei Gorjului. Habar nu aveam. Știam pe cei vechi, pe Victor Tița, pe Ileana Bacâtea, pe Natalia da, Bășanu, pe cei, deci, pe cei tineri, deși erau, aveam tangență. Era oarecum lansat, dar începutul lansării. Nu, deci nu devenise un nume celebru. Nu, pe zona Olteniei. Nu, păi eu nu știam, eu nu-l cunoșteam, nu avea imprimări, nu avea filmări, nu-l văzusem pe nicăieri niciodată, aha, ca să pot să-l vizualizez, să-l știu. În festivaluri de folclor nu mă întâlnisem cu el 10-11 ani cât am colindat eu festivalurile, nu da, ne-am deci intersectat nu, niciodată. Și maestru Ghiocel v-a invitat la masă sau cum? Maestru Ghiocel a venit și a venit la mine și a zis, atunci ne-a făcut cunoștință, zice, uite, el e angajat la doilea Gorjului cu tare. M-am uitat la el, a zis că vine de la Craiova, că a cântat, că a mai cântat. Și eu, neîncrezătoare așa într-un fel, zic, păi, și nu ne cânt și nouă un cântec? Zice, bă, da, dacă doriți dumneavoastră cu formația da, voastră. Da, cu băieții da, de acord să da, cum să faci? Am dus la băieții mei la trupa mea care cântam de atâția ani de zile, zic, uite, un băiat, artist la maestru, noi aici. Maestru Ghiocel, că el este angajat profesionist la Doina Gorjului acum și hai să-l ascultăm. Și a venit, urca pe scenă, i-am dat microfonul și a cântat. Era lumea la restaurant? Plin de restaurant. Fiecare seară era plin restaurantul. Acum Dumnezeu e sus și s-a făcut liniște, adică cânta dumnezeiește. Vocea lui de atunci era impecabilă. Deci s-a făcut liniște. Țin minte și acum, râzâgniță sălcioară, măriuța mea, măi, pe unde vii mărioară, măriuța mea, măi, cu poadele pe spate, măriuța mea, măi, că m-ai băgat în păcate, măi, mărie, măi. Și duios, cald, v-a plăcut frumos, din mi-a prima plăcut stilul timbru, și timbru lui vocal, un timbru curat și sensibil așa și foarte frumos, a cântat foarte frumos. Și maestru, ei Mariuțu, cum este? Zic, maestru, cântă frumos. Nu, n-am ce, să, zici, n-am ce să zic, să spun cântă rău sau asta. Și nu ne-am mai văzut după aia. Nu, mai a trecut multă vreme, nu ne-am mai văzut. Mai venea din când în când, mai trecea, mai asculta așa o jumătate. Eu eram pe scenă, cântam, vedeam programul, dar nu îndrăznea să vină să... A, nu v-a mai abordat pe urmă. Odată colegi de ansamblu, atunci a fost și unirea dumneavoastră ca un cuplu? Da, în 95 ne-am căsătorit. În 95 v-ați căsătorit? În 95, în toamna lui 95. A fost iubirea vieții dumneavoastră? Nu, n-aș putea să spun lucrul ăsta. A fost... N-aș putea pentru că nu, s-a sfârșit cum s-a sfârșit? Nu, sau... nu. Nu știu ca să... cum să mă fac înțeleasă. A fost omul care a umplut golurile sufletești și rănile pe care le aveam eu din căsnicia anterioară. Adică a știut să...
îmi vorbească frumos, ceea ce atunci nu mi se întâmplasă, a știut să comporte. Pe mine acest om în 12 ani de zile nu m-a jignit odată, n-a ridicat tonul, nu m-a jignit, nu m-a supărat, nu a lipsit o noapte de acasă, nu a ascuns niciodată bani de mine, nu am simțit niciodată o umbră de sau să avem vreo cât de mică neînțelegere în familie. Pentru mine despărțirea a fost o traumă imensă, a fost un șoc emoțional din care eu am rămas cu anumite sechele ca femeie și mi-a trebuit multă vreme ca să înțeleg de fapt ce s-a întâmplat. Ce ați înțeles? Pentru până la urmă n-ați sau ați înțeles și nu puteți explica? Am înțeles explica. Că o femeie era gravidă și că mă trădasă și că o femeie era gravidă și trebuia să nască un copil. Și dacă aș fi aflat lucrul ăla, eu nu aș fi iertat, n-aș fi putut să trec peste lucrul ăsta. Și oricum ne despărțeam. Copilul s-a născut în timpul căsniciei cu mine pentru că încă nu s-a terminat divorțul. Asta am înțeles. Atât ați înțeles. Atât am înțeles că acest om nu m-a înșelat, m-a trădat. N-a fost înșelat, a fost trădare. Dacă celălalt m-a înșelat cu diverse femei și cu... A fost înșelare. Da. Dar aici? Aici a fost trădat. Trădare. Și e mult mai dureros să stai pe căpătâi cu un om care să... Eu știu că doi oameni se despart atunci când nu se mai înțeleg. Au probleme, au discuții, au... Nu se mai iubesc. Dar așa nu ceva mai... n-a apărut în căsnicia până dumneavoastră, nu? Nu, niciodată, nici o secundă. Până în ziua în care a plecat de acasă, noi am fost... Deci eu nu pot să înțeleg. Adică n-am putut să înțeleg. Dar cum? Adică a fost o plecare ca și cum s-ar duce la magazin și plecat a fost? Sau cum? Da. Atât? Da. Au trecut 20 de ani și eu niciodată nu am aflat adevărul adevărat. Decât că s-a născut un copil. Da, și că s-a recăsătorit și că și-a făcut o altă familie. Da. Bine, după aia am aflat eu multe substraturi. Unde erau întâlnirile, cine le mijlocea, în ce apartamente, ce s-a de astea, le-am aflat, dar le-am aflat în timp, așa, adică oamenii au început să vorbească și să spună, da, nu-și mai are rostul. Da. Au trecut 20 de ani și s-a prescris. Cicatricile, oricât de adânci au fost, s-au vindecat. Nu mai sângerează, nu mai supurează. Dacă mă întrebi acum dacă cicatricile... mai am vreun sentiment în mine... Singurul sentiment pe care l-am vis-a-vis de această persoană este sentimentul de milă. Îmi este milă de acest om, în ce hal a putut să ajungă. Din toate punctele de vedere. Și cu asta am încheiat subiectul. Da. Îmi este milă de el. Și mai spun ceva. N-a meritat să îi se întâmple lucrul ăsta. Pentru comportamentul pe care l-avea, pentru talentul pe care l-a avut, pentru vocea pe care a avut-o, pentru cântecele frumoase pe care le-a scos pe piață alături de maestru Ghiocel, cântece pe care nu le-a mai cântat niciodată după despărțire. El are cântece tezaur. Nu le-a mai Bineînțeles, cântat. Bineînțeles, nu le-a mai cântat odată. Deci îmi pare rău de ce i s-a întâmplat, pentru că nu merita să i se întâmple lucrul ăsta. A greșit, orice om greșește. Dar ca să persiști în greșeală și să o duci așa timp de 20 de ani spre o decădere, adică mai are omul sincope în viață, mai greșești odată, mai șchioapă odată, mai dași de bine până la urmă, adică să îi să ia vălul de pe da. Atât, mi este milă. În rest, nu mai este și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să iert. Asta vreau să te Am întreb. Iertat tot și pe toată lumea. Da. De uitat, nu poți să uiți anumite treburi, că nu se uită, oricât ai vrea. Bineînțeles. De uitat nu le uiți. Dar sunteți împăcată cu situația în sine? Da, sunt un om atât de împlinit, atât de fericit, din toate punctele de vedere. Da. Când a fost prima întâlnire la vreo filmare sau ceva cu Constantin Mongureanu după despărțire? Nu știu că e bine să spun, că mie să nu se supere, mă rog. Să-și asume. Eu mi-asum ce spun. În 2006
În 2004 ne-am despărțit. În 2006 am avut un accident de mașină. Eram cu mâna în gips. Și numai ce m-am revenit, să mă întâlnesc și cu doamna Maria la o filmare, chiar am fotografii cu dumneai, eu Aha, cu cu mâna de mâna. gât, așa, și la o filmare la Favorit TV, am parcat mașina, eram dusă în jos gipsul, dar eram încă, nu În eram bine, refacere, da. da. Eram cu ligamentele la picioare rupte, cu, mă rog, cu mai multe complicații. Și mergeam încet. Îmi parca mașina, mi-am luat husa cu costumul Da, popular și da, da. poșeta pe umăr și mergeam așa, gale, încet, încet, către intrare. Pe lângă mine, pe partea asta dreaptă, am simțit umbra unei mașini că vine, dar nu-i auzeam motorul, atât de încet mergea. Încet. Foarte, foarte încet, 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 a ajuns în dreptul meu, geamul de la șofer era dat jos și când am întors capul și am privit spre mașină, spre geam, am văzut fața lui. Cu o voce blândă, așa cum o avea de obicei, cu un timbru vocal, s-a uitat în ochii mei și a zis: "Ce faci? Cum ești?" Eu, pe un ton un pic mai de olteancă, zic: "Bine, fac foarte bine, nu se vede?" Ați dat răspunsul așa pentru ca o Mai... mică răzbunare pe Da, moment. da. La care el zice: "Te ajut cu ceva?" Zic: "Da. Du-mi și mie costumul până la intrare." Și am luat husa de costum și am pus-o peste ușe, pe geamul deschis cum era, i-am îndoit husa. Și am lăsat-o poșeta pe Geanta. umăr și am mers așa, egale, spre intrare. El a ajuns A înaintea fost mea, a un pic parcat, zăpăcit așa a par... sau Nu, nu, absolut deloc. v-ați... Eram un pic de tupeul lui, că are tupeu după 2 ani de zile, să mă întrebe ce fac. Și eu eram cu mâna, vai de capul meu. Aha. Uitasem de despărțire, uitasem de toate, durerea cea mai mare era mâna, Mâna, gipsul mâna. nici de cum despărțirea. Și am ajuns acolo în drept, mi-a dat costumul, la care pe el l-am mâncat sub limbă, că nu pe mine, el a fost ce, zice, râzând așa și a vrut să facă o glumă, ce, ia uite ce am ajuns. Am ajuns să scar costumul. La care eu m-am uitat fix în ochii lui și zic: "Îmi car și tu costumul, că și eu te-am ajutat să devii artist. Hai, pa!" Și am urcat pe scări și din secunda aia s-a încheiat orice. N-am mai discutat niciodată și nici nu mi-aș dori vreodată. Nu, nu simt nevoia. Nici măcar De de... întâlnit chiar și acum, vă întâlniți la Ne-am filmări, întâlnit, la... ne-am întâlnit ultima dată când am comemorat 2 ani de la, pentru Petrica Mântuțostoian la Târgu Jiu. Da. Și ți-am spus și repet încă o dată. Da. Singura chestie care atunci când l-am văzut a fost sentimentul de milă. Și repet lucrul ăsta. Mi-a fost milă de el.